Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi vreau să vă vorbesc despre pomii fructiferi, despre câteva reguli de bază la pomii fructiferi, cum se plantează corect pomii fructiferi, cum trebuie să achiziționați pomii fructiferi, câteva reguli de bază pe care trebuie să le știți atunci când vreți să plantați niște pomi fructiferi și cum să-i alegeți. În primul și în primul rând, eu am aici doi meri. Am un măr Ionatan și un măr Auriu de Cluj. Prima și prima dată, lucru cel mai important, regula de bază pe care trebuie să o știți la un pom fructifer, întotdeauna pomul să aibă rădăcina cât mai bună, cât mai mare și cât mai sănătoasă, să aibă o rădăcină cât mai mare. Al doilea lucru, tulpina pomului să fie cât mai grosuță, deci când aveți posibilitatea să alegeți pomii, ăsta e primul lucru care trebuie să-l faceți. Să alegeți pomii cu rădăcină cât mai bună, tulpina să fie cât mai grosă, cât mai grosuță. Iar în al treilea rând, să vă uitați dacă pomul este verde, să fie frumos de un verde intens și să nu aibă vătămări pe tulpină, pentru că ei fiind transportați dintr-un loc în altul, e posibil, am văzut foarte mulți pomi care au chiar și în 4-5 locuri pe coja tulpinii, au vătămări. Deci atunci ai riscant ca ei să nu se prindă, fiindcă s-a rupt coja în mai multe locuri, s-a rupt coja de pe ei, e posibil să nu vi se prindă. De aceea, lucru foarte important, să aveți grijă, aceste trei lucruri de bază, rădăcina cât mai mare și cât mai bună, pomul să fie cât mai gros, când aveți posibilitatea să-i alegeți cât mai gros, să fie cât mai verde și dacă e posibil să aibă și puțină coroană formată. Dacă nu, nu e nicio problemă, pentru că pomul în momentul în care se plantează, după ce s-a plantat, el se taie, se scurtează la 80 de centimetri. Dar dacă aveți posibilitatea aceste trei reguli să alegeți rădăcină, tulpină grosă și ușor un pic de coroană, atunci e foarte bine. Dacă nu are coroană, nu e nicio problemă. O altă regulă de bază în achiziționarea pomilor fructiferi, un lucru foarte important pe care trebuie să-l știți, exemplu, eu care sunt din județul Maramureș, niciodată nu o să achiziționez un pom fructifer din Ialomița sau din Craiova sau din Constanța. Iar dumneavoastră la fel, cei care sunteți, să zic, în București, nu o să cumpărați un pom fructifer din Maramureș sau din Suceava și vă și spun de ce. Întotdeauna trebuie să achiziționați, să cumpărați niște pomi fructiferi cât mai aproape de zona unde locuiți dumneavoastră. De ce? Pentru ca climatul în care locuiți să fie identic cu cel de unde cumpărați pomul, pământul să fie asemănător cu cel în zona care locuiți, deci întotdeauna puteți să achiziționați la o distanță de 50-100 de kilometri, nu-i problemă. Și eu acești pomi, eu sunt din Sighetul Marmației, dar acești pomi sunt aduși de la Iud. Ei practic sunt aduși de la Iud, din apropiere de Cluj. Deci nu e nicio problemă, pentru că și acolo terenul e asemănător cu al nostru, sunt dealuri, sunt munți. De aceea întotdeauna un pom care e achiziționat, dacă eu aș achiziționa din județul Timiș sau din Constanța, niciodată nu o să meargă pomul la mine în județul Maramureș, pentru că terenul este altfel de teren, clima este altfel de climă, mai călduroasă, cu 5-6-7 grade mai mult. Iar la noi, fiind o zonă mai muntoasă, mai geloroasă, niciodată un pom de la câmpie nu o să meargă cu unul care i-a dus aici. Un alt lucru important, care am uitat să vă spun, la achiziționarea pomilor fructiferi, dar vă spun acum, un lucru foarte important când achiziționați pomii, pomul să aibă garanție de certificare. Acesta e un lucru care vă garantează dumneavoastră, indiferent ce etichetă, nu contează culoarea, doar să aibă etichetă, pentru că atunci vă certifică faptul că acest pom a fost scos dintr-o pepinieră. El a fost scos dintr-o pepinieră, a fost tratat, i s-au făcut tratamentele necesare și atunci dumneavoastră sunteți siguri că dacă ați cumpărat un măr Ionatan, cu siguranță o să aveți un măr Ionatan. Dacă ați cumpărat un Auriu de Cluj, cu siguranță o să aveți un Auriu de Cluj. Pentru că de pe piață, dacă merg pe piață și cumperi de la diversi sau de pe marginea drumului de la diversi oameni și nu au această etichetă, zice, domnule, îți dau Golden Delicios și de fapt primești un măr, poate Ionatan sau invers. De aceea totdeauna e lucru foarte important să aibă această etichetă, pentru că atunci sunt certificați și li s-au făcut toate tratamentele. Deci cam atât despre achiziționarea pomilor fructiferi. Deci după mine cel mai important lucru e acesta cu achiziționarea pomilor din apropierea unde locuiți dumneavoastră, cât mai aproape de zona în care locuiți. Așa cum am explicat, niciodată un pom de la Craiova nu o să
meargă foarte bine în zona Maramureșului, sau invers, un pom din Maramureș nu o să meargă foarte bine în zona Craiovei. Să trecem mai departe, o să ne apucăm și o să săpăm găurile la pom. Eu de obicei găurile vă recomand să le faceți, eu le fac de 40 de centimetri lățime pe 40 de centimetri lungime și tot aproximativ în adâncime un 30-40 de centimetri. Chiar dacă groapa e mai mare și pomul nu are rădăcina așa mare, pomul trebuie să aibă o groapă cât mai mărișoară ca să-și poată extinde rădăcinile, să aibă un pământ afânat cât mai mult în jurul lui, astfel încât el să se poată dezvolta. Acum să trecem la treabă, o să ne apucăm să săpăm gropile. Încă un lucru important, pentru că multă lume m-a întrebat și după aia mă iau cu vorba să nu uităm, distanța la care se pot planta pomii fructiferi. Acum depinde de la caz la caz, de la pom la pom, dar de obicei prunii, piersicii și caișii se plantează la o distanță de aproximativ 3 metri între rânduri și 3 metri pe rânduri. Merii și perii se plantează la o distanță de 4 metri pe rânduri, pentru că ei au corona mai mare, merii și perii. Cireșii din 5 în 5 metri și între rânduri și pe rânduri, pentru că ei au corona mult mai mare, iar nucii undeva la 10 metri. Deci cam acestea sunt distanțele, dar acum bineînțeles că mai sunt și excepții, se pot face excepții, ei se mai pot apropia. Dacă locuiți undeva la țară și aveți o grădină mai mică și vreți să înghesuiți un pic, să aveți mai mulți pomi fructiferi, atunci normal că se mai poate scurta un pic și mai puteți înghesui un pic în funcție de cum are fiecare și cum dorește. Haideți să trecem la treabă, cam atât despre pom deocamdată. O să vă arăt și cum se plantează corect. O să săpăm găurile. Vreau să vă spun că la noi în zona aceasta e un teren foarte rău, un teren foarte slab, nu e un teren foarte bun. De obicei primul strat de pământ de deasupra se ia și se pune deoparte. Acesta ar trebui să fie cel mai bun pământ cu cel mai bun pH, dar din păcate la noi e o argilă foarte galbenă și un pământ foarte rău. Eu am adunat toate mușuroile din grădină în robă, pentru că tot ce scoate cârchița este un pământ foarte bun și acela o să-l pun pe deasupra. Deci primele două rânduri de pământ, primele două rânduri de cazmale de pământ să pun deoparte, pentru că acesta se va pune pe fundul gropii, ar trebui să fie cel mai bun pământ, dar din păcate la mine în grădină și numai la mine în toată zona aceasta e un pământ mai rău, e o argilă galbenă. Dar întotdeauna la plantatul pomilor, primele două rânduri de pământ să pun deoparte, separat, pentru că astea vor veni pe fundul găurii. Dragi prieteni, înainte de a planta pomii fructiferi, un lucru foarte important. Acum părerile sunt părțite, fiecare cum unii fasonează rădăcinile, alții nu. Eu de obicei, de foarte, foarte mulți ani de zile, eu fasonez rădăcinile la pom. Ce înseamnă acest fasonat? Acest fasonat înseamnă rădăcinile care sunt foarte groase, se scurtează puțin, se ia 2-3 cm din ele. De ce se fasonează și de ce? Pentru că multă lume le scurtează, le fasonează, dar nu știe ce. Din cauza că în momentul în care scurtez, fasonez aceste rădăcini, doar cele grose, aceste subțiri, firicelele, acestea se lasă în pace. Doar cei gros. În momentul în care fasonez, le tai, ele o să arunce alte firicele subțiri, exact ca în cazul acesta, dacă puteți vedea. Deci în momentul în care l-ai fasonat, l-ai tăiat, te forțează și aruncă alte firicele mai micuțe, că atunci procentajul de prindere la pom este mult mai mare, este 100%. Dar totdeauna, înainte, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, înainte de a folosi forfeca, chiar și când curățați pomii, un lucru foarte important, trebuie dezinfectată forfeca cu spir medicinal. Eu am un spray micuț cu spir medicinal, tot timpul l-am în buzunar și primăvara când curăț pomii, asta e o regulă de bază. De obicei la acești pomii sunt în pepiniere, nu au boli, că pentru că au fost tratați, dar dacă te duci undeva și cureți o livadă de pomi și ai luat un foc bacterian pe forfecă, l-aduci acasă la tine în livadă. Deci așa se fasonează, de aceea se dezinfectează. Deci se taie 2-3 cm din fiecare rădăcină care este grosă. Doar din acestea grosă. Acestea subțiri se lasă așa. Acesta este fasonatul, de aceea se fasonează, pentru ca să forțeze să arunce alte
rădăcini mai subțirele. Acum o să începem și o să punem, așa cum am spus, pământul, primul strat de pământ care l-am luat de pe deasupra, o să-l punem la fundul găurii. Deci am săpat, uitați, după cum vedeți, am săpat cam de 40 pe 40 pe 40 groapa. E prea mare pentru pom. Dar nu-i nicio problemă, pentru că pomul trebuie să aibă cât mai mult pământ afânat în jurul lui, să-și poată extinde rădăcinile, să se poată dezvolta cât mai bine. Și să vă arăt de ce o să pun pe fundul lui, pentru că, de exemplu, vedeți, dacă pun pomul, ia tu punctul de altoire și atunci ar trebui să fie mai sus, la nivel cu pământul. Și atunci punem stratul acesta de pământ pe deasupra, care de regulă ar trebui să fie un pământ foarte bun, cu un pH foarte bun, chiar dacă nu o să-l pun tot, dar o parte din el îl punem pe fundul găurii, așa, o să-l calc puțin, așa, nu o să-l pun tot pentru că e prea mult, o să mai iau și de aici o lopată și o să împrăștiu de pământ de acesta afânat, așa. Vedeți? Un lucru foarte important, am uitat să vă arăt, înainte să facem, pomul trebuie ciruit. O să pun într-o găleată cu apă, eu mi-am pregătit aici o găleată cu apă, o să pun 2-3 lopeți de pământ, ce am luat din cârchițele acestea, așa. Să pun și de aici, pentru că asta e argilă, e mai galbenă, e o argilă, un pământ foarte rău, foarte argilos. O să facem practic un cir, o ciruială. Atât, cred că e suficient. Obligatoriu. Ca să aveți randament de prindere 100%, trebuie respectate câteva reguli și atunci să faci un pic de cir. Mai pun un pic de pământ din acesta galben. Așa. Îl ciruim bine, bine. Poate că trebuia o găleată mai mare să iau, dar l-a pus bine, bine. Deci un lucru foarte important, să fie rădăcina cât mai ciruită. Vedeți? Să rămână pământ pe ea. Un alt lucru foarte important, în momentul în care punem pomul în groapă, punctul de altoire trebuie să fie la nivelul pământului. În momentul când îl punem, el trebuie să fie la nivelul pământului, să nu-l astupăm cu pământ. Un lucru foarte important. Iar al doilea lucru important, întotdeauna acest punct de altoire se pune în direcția de unde răsare soarele. Deci la mine soarele răsare undeva din direcția aceea, eu o să-l pun în direcția de unde răsare soarele. De ce să punem în direcția în care răsare soarele? Pentru că întotdeauna dimineața, primele raze ale dimineții, să dea pe punctul de altoire să-l încălzească. De aceea să pune întotdeauna exact în direcția în care răsare soarele. No. Sub rădăcină, încă un lucru foarte important, ca să vi se prindă pomii 100%, un alt truc pe care vi-l împărtășesc și dumneavoastră și vă rog să luați doar cei buni din învățăturile mele, pentru că cu siguranță vor fi și foarte multe comentarii. Întotdeauna eu pun la fiecare pom plantat 2 cartofi. De ce? Pentru că cartoful conține amidon și pun sub rădăcina pomului. Cartofii conțin amidon, iar pomul în primele luni își va trage amidonul din cartofi și procentajul de prindere este de 100%. Câți pomi am plantat așa și am pus cartofi, eu nu mi s-a uscat un pom. Deci vă rog să mă credeți, cine vrea face, cine nu, nu e obligatoriu să faceți cum fac eu, dar eu vă spun să puneți 2 cartofi de sămânță sau dacă nu aveți mai mari și o să vedeți că procentajul de prindere este de 100%. No, acum o să punem din nou pământ. O secundă să iau lopata. Să pune un strat bun de pământ, un lucru foarte important, după ce ați pus un strat, două de pământ,
obligatoriu trebuie călcat, bătucit cât mai bine să nu intre aer. Asta e un lucru iară foarte important. Se bătucește bine, bine, să astupă toate colțurile, astfel încât să nu intre aer. Așa, ține, te rog, e. O să-i mai pun și o lopată din cirul acesta pe care l-am făcut. Așa. Eu, să știți, multă lume folosește gunoi, îngrășământ de grajd. În primul an, acum cine vrea pune, cine nu, părerile sunt părțite și aici, dar eu în primul an când plantez pomii, niciodată nu pun gunoi de gras sau îngrășământ, pentru că are rădăcinile pomilor și coaja. De aceea doar din anul 2, în primul an când se plantează, nu se pune gunoi deloc, dar eu din anul 2 încep să le dau gunoi de gras sau îngrășământ. Acum fiecare cum dorește, dar să știți, o altă regulă, în primul an când se plantează pomul, de obicei nu se pune gunoi de graș, pentru că arde rădăcinile. Am uitat să vă mai spun încă un lucru important, cu siguranță multă lume o să mă întrebe. Perioada de plantare a pomilor. Pomii, după cum știți, un lucru foarte important, cu el trebuia să încep, dar am omis, lându-mă cu lucru am uitat. Un lucru foarte important, perioada în care se plantează pomii, așa cum știți, pomii se plantează și primăvara și toamna, dar cel mai indicat și cel mai bine eu vă recomand să-i plantați toamna. De ce? Pentru că un pom plantat toamna întotdeauna o să fie cu un an în fața pomului care e plantat primăvara, pentru că el are timp să se acomodeze cu solul, peste iarnă își trage apa din zăpadă, are timp să se prindă, să mâine în vegetație foarte bine. Și atunci un pom care e plantat de cu toamna întotdeauna va fi în fața celui care e plantat primăvara. Continuăm mai departe, pun constrat de pământ. Așa, din nou bătucim bine, bine. După cum puteți și dumneavoastră observa ce teren rău avem, noi avem un pământ foarte, foarte rău, e o argilă galbenă, din el se poate face și sobe. E foarte rău, e un teren foarte rău. Din nou un lucru foarte important, dacă puneți și aveți așa un teren rău și știți că poate nu vă mărg merii, perii, ce puneți, puteți să aduceți pământ din pădure sau să cumpărați pământ de flori și să puneți amestecat cu astfel de pământ. Eu niciodată nu fac cazul, chiar dacă e pământul rău, să nu mi se prindă. Toți pomii s-au prins, toți mi-s prinși, așa că... Dar dacă aveți la fel un teren și ați pus pom și nu vi s-au prins, atunci puteți să puneți pământ amestecat cu mraniță sau cu pământ de flori sau pământ adus din pădure, pământ negru. Așa. O să-i ridic eticheta. Așa, le ridicăm în sus. Din nou să calcă. Acesta e secretul, unul dintre secrete. Pământul trebuie călcat cât mai bine să nu intre aer. Așa. Așa, o să pun și pământul care l-am luat din cârchițe. O să punem și acest pământ. Un lucru foarte important, toamna când se plantează pomii și nu mai toamna, și primăvara, se face un mușuroi. Am uitat să vă arăt, să vedeți, deci punctul de altoire, după cum puteți să vedeți, ia uitați, e la baza terenului, la același nivel cu solul, dar eu o să-i fac, o să-mi aduc două, trei cârchițe și o să-i fac timp ușuroi. Păsti iarnă pomii trebuie pregătit și pus lângă rădăcină, făcut ca un mușuroi, e așa, un pic mai înalt, o să mai aduc și o să mai pun două, din două cârchițe tădrote. Acum o să-l udăm, din nou după ce pomul a fost plantat, obligatoriu trebuie pus o găleată de apă, în primele 3 zile, obligatoriu
în fiecare zi pus câte o găleată de apă. De ce se pune acest mușuroi în jurul pomului? Pentru că el absorbe toată apa și o ține, îi ține umezală la pom. Iar iarna acest mușuroi îl ține, îi ține căldură. De obicei se pune pământ, frunze. Așa se plantează corect pomii fructiferi. Exact cum v-am arătat eu în videoclip. O să mă mai duc să caut 2-3 cârchițe și să mai pun, să completez cu un pic de pământ. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul. Înainte să închei, de obicei pomii și primăvara și toamna, când se plantează, ei de la sol se taie undeva, se scurtează la 80 de cm. Primăvara, toamna nu indicați să-i scurtați, toamna indicați să-i lăsați așa cum i-a spus, pentru că oricum peste 4-5 luni de zile la tăierile de primăvară, atunci o să-l scurtați pe unde vreți dumneavoastră, o să-l scurtați cam la 80 de cm și atunci o să-i rămână și 2-3 rămurele să-i formați corona cum vreți dumneavoastră, dar acum nu trebuie scurtat, doar pomii de toamnă. Toamna când îi plantați nu trebuie scurtați, îi lăsați așa și ei se scurtează în primăvară. În schimb, cei plantați primăvara se scurtează la 80 cm de la sol. Așadar, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!